prima dintre ele a avut loc între anul 1954-1963 și a constat în achiziții sporadice, dar și despre decembrie 1962, când Muzeul Regional de Istorie pe atunci, da, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Practică, a primit o ofertă din partea unui cunoscut ceasornicar și colecționar din București, Sebastian Savșa se numea, ofertă de achiziționare a unui lot de 55 de piese. Da, piese care acopereau o mare gamă de instrumente, de ceasuri, piese datând din secolele XVIII până în secolele XIX,